Am văzut cu toții, sigur cei care cunoșteau mai puțin despre Codle în general și despre istoria ei, că acest oraș minunat are o istorie extraordinară. Am vizitat muzeul. Dar mai are ceva, ceva care fie se știe foarte puțin sau fie chiar e necunoscut. Și anume, Codle are, așa cum deja s-a vorbit un pic, are o natură și chiar o sălbăticie care te predispune la a face turism, la a vizita astfel de zone. Eu de vreo 20 de ani studiez fauna sălbatică a măgurii, mai ales păsările, dar și pădurea ca habitat al lor și vă pot spune că sunt câteva locuri, cel puțin de pe măgură, care pot fi considerate aproape unice la nivelul județului Brașov. Mai mult de atâta, turismul începe să se dezvolte și pe latura de ecoturism. Deja au început să vină străini. Din acest an am avut câteva grupuri și individual. Sigur, am dorit ca și românii noștri să înceapă mai mult să viziteze locuri minunate din natură și să înceapă să fie interesați de cunoașterea acestor locuri. Dar cu siguranță acest tip de turism se va dezvolta atâta vreme cât avem această natură și cât o vom păstra. Da? Cred că acest proiect va continua și cu, sau sperăm să continue cu, ideea noastră mai veche, și anume cu realizarea cel puțin unui traseu tematic sau unei potești tematice, care va avea un rol în special educativ pentru elevi, pentru copii, pentru cei din Codlea, dar nu numai, și pentru a le arăta și a învăța la fața locului lucruri minunate despre ceea ce discutăm și vedem parțial astăzi. Aș vrea să închei spunându-vă iarăși ceva despre un aspect mai, să spunem, cred că e chiar unic în România, dacă nu unic, oricum extrem de puțin realizat la nivel național, și anume, în baza unor cercetări pe care le-am făcut, arătând, cum vă spuneam, sălbăticia aceasta deosebită a măgurii, comunitatea din Codlea a înțeles că trebuie să păstreze mai bine, să mențină pădurea ca habitat, și primăria, Consiliul Local, bineînțeles, Ocolul Silvic, Codii Cetăților Codlea, în primăvară au emis o hotărâre de Consiliul Local prin care peste 500 de hectare de pădure, o parte din ele sunt chiar aici, să fie mai bine conservate printr-un management forestier mai apropiat de natură, să lăsăm pădurea să se dezvolte cumva în mare parte singură, deci cu intervenții foarte mici sau chiar deloc. 200 și ceva de hectare de pe măgură sunt la ora actuală considerate păduri quasi virgine și virgine, deci iată iarăși ceva cu care nu ne întâlnim chiar în județul Brașov foarte ușor, și sperăm ca și pe viitor comunitatea locală să-și manifeste aceeași înțelegere pentru natura Codlei. Țin din nou să felicit comunitatea prin primărie, Consiliul Local și Ocolul Silvic Codii Cetăților pentru ceea ce spuneam este probabil unic la ora actuală în România și ar trebui dezvoltat ca și gândire, ca și mentalitate în cât mai multe zone și comunități locale. Vă mulțumesc! Mulțumim, Dan!